Pentru chinezi, acesta este un mod de viață și de hrănire mai confortabil decât folosirea cuțitului și a furculiței. Povestea bețișoarelor se pierde în negura timpurilor și se îmbină de minune cu filozofia chineză și cu respectul pe care aceștia îl au pentru mesele luate în tihnă, într-o atmosferă relaxată, cu familia sau cu prietenii. În ruinele faimoasei cetăți Yin, din provincia Henan, s-au descoperit nu doar primele dovezi scrise ale alfabetului chinez, ci și primele bețișoare. Erau confecționate din bronz și aveau o lungime considerabilă, astfel încât să poată fi folosite la amestecatul în vasele de gătit de mari dimensiuni. La un moment dat în istoria Chinei s-a produs o creștere foarte mare a populației. Era nevoie de mai multă hrană, dar și de un timp mai scurt pentru prepararea acesteia. Așa că bucătarii chinezi au început să taie ingredientele folosite în bucățele din ce în ce mai mici. Iar aceste bucățele erau mai ușor de pescuit din mâncare cu ajutorul bețișoarelor. Însă cel mai asidu propovăduitor al folosirii bețișoarelor a fost filozoful Confucius. Ca vegetarian, el era convins că obiectele ascuțite, cum ar fi cuțitul sau furculița, au un potențial agresiv și duc cu gândul la abatoare și la sacrificarea animalelor. Confucius spunea că tăișul ascuțit al cuțitelor simbolizează violență, război, ucidere a celor nevinovați și izgonirea bucuriei. Așa că a înlocuit tacâmurile tradiționale cu aceste bețișoare, care era obligatoriu să aibă vârful rotunjit. Datorită lui, obiceiul folosirii bețișoarelor la masă s-a răspândit în întreaga China. Oamenii de rând foloseau bețișoare de lemn, în vreme ce nobilii aveau bețișoare de jad, de coral, fildeș sau cupru. Bețișoarele, în engleză chopsticks, sunt o pereche de două bucăți de lemn sau alt material de dimensiuni egale care au fost folosite pe post de tacâmuri în majoritatea Asiei de Est de peste 3 milenii, din alte surse chiar de 6.000 de ani. Acestea sunt ținute în mână cu ajutorul degetelor și sunt astfel utilizate pentru a ridica mâncarea sau pentru a folosi la pregătirea mâncării. Folosite pentru prima dată de către chinezi, bețișoarele s-au răspândit mai târziu și în alte țări din sfera culturală a Asiei de Est, inclusiv în Japonia, Coreea și Vietnam. Pe măsură ce etnicii chinezi au emigrat, utilizarea bețișoarelor s-a extins și în statele din Asia de Sud și de Sud-Est, precum Cambodgia, Laos, Nepal, Myanmar, Singapore și Thailanda. În India, cu precădere în regiunea Himalaya, Laos, Myanmar, Thailanda și Nepal, bețișoarele sunt în general folosite pentru a mânca tăiței. Bețișoarele erau fabricate din bambus sau lemn, iar ulterior chiar din fildeș, ceramică sau chiar metale prețioase, originea lor cea mai cunoscută fiind în dinastia Shang din China, aproximativ 1766-1122 înainte de Hristos. În chineza standard, termenul utilizat este kuaizi. Caracterul care descrie acest termen este format din două componente ale alfabetului chinezesc, primul însemnând rapid și al doilea însemnând bambus. Cel mai probabil, termenul utilizat în engleză, chopstick, provine de la expresia chap-chap, care înseamnă rapid. În limba japoneză, bețișoarele se numesc hashi. Mai sunt cunoscute ca otemoto,
unde ote înseamnă mână, iar moto înseamnă în jurul. În prezent, bețișoarele sunt fabricate din lemn, bambus sau plastic, de obicei fără decorațiuni, deși există și varietăți lăcuite și decorate. În general, cele utilizate în China sunt mai lungi și mai puțin ascuțite, iar cele utilizate în Japonia sunt de formă conică alungită. De asemenea, în Japonia sunt folosite mai multe tipuri de bețișoare, de exemplu pentru a găti sau a mânca, uneori doar pentru evenimente specifice, nunți sau înmormântări. În Coreea se utilizează bețișoarele din metal, uzual din oțel inoxidabil sau alamă, cu suprafață aspră la capete pentru a diminua alunecarea, spre deosebire de cele chinezești și japoneze care sunt fabricate din materiale de origine naturală. Bețișoarele utilizate în Vietnam sunt similare cu cele chinezești, fiind de obicei fabricate din lemn sau bambus acoperite cu lac. În Nepal, bețișoarele sunt fabricate din bambus și sunt mai scurte. Unele materiale, precum fildeșul, jadul, aurul și argintul, sunt rezervate pentru a fabrica bețișoare de lux. Cele de argint erau populare pentru persoanele bogate, deoarece se credea, în mod greșit s-a demonstrat ulterior, că acestea se înnegresc în contactul cu otrava din mâncare. În prezent, oficial, în China se produc anual circa 90 de miliarde de bețișoare.